Factura electrică este pentru români, de multe ori spun aceștia, o adevărată provocare. Sunt multe noțiuni pe care nu le înțeleg, dar astăzi am apelat la un specialist pentru a ne lămuri. Doamna Ioana Crecan, manager activare și facturare în cadrul Enel România, ne va răspunde la câteva întrebări. V-aș întreba, în primul rând, cine se încadrează la compensare și plafonare? În schemele de sprijin nu se vor încadra toți consumatorii de energie electrică. Este foarte important să știm că autoritățile au menționat în ordonanță anumite limite. Pentru partea de plafonare, clientul trebuie să aibă un preț pe kilowattoră cu toate taxele și cu TVA peste 0,8 lei, iar la partea de compensare este important să avem un consum de până în 500 de kilowattoră pe lună pentru luna februarie. Cum se regăsește în factură plafonarea, compensarea? Pentru că oamenii de obicei spun, nu știm. Dacă ne încadrăm în aceste limite, 0,8 preț peste 0,8 pentru plafonare, consum până în 500 kWh pe lună, regăsim în factura noastră de energie electrică, în pagina 1, pagina 2 și pagina 3, informații legate de suma care a fost acordată ca și schemă de sprijin. În pagina 1 regăsim un total al schemelor de sprijin, iar în pagina 3 vom vedea dacă ne-am încadrat la plafonare și compensare sau doar la unul dintre criterii. Cum verificăm dacă s-au aplicat corect compensarea și plafonarea? Păi, mă gândesc că cel mai bine ar fi să luăm un caz concret. Avem o factură a unui client din Timișoara pentru un apartament cu două camere, cu un consum mediu de 200 de kWh pe lună. Și cred că în primul și în primul rând ar trebui să ne uităm, așa cum menționam, pe prima pagină a facturii. Pe prima pagină a facturii regăsește totalul schemelor de sprijin. Aici are o sumă cu minus. Asta înseamnă că s-a încadrat și au fost aplicate schemele de sprijin. Vom vedea în pagina 3 dacă are și plafonare și compensare sau doar una dintre cele două criterii. Pe pagina 3 a facturii noastre regăsim toate aceste detalii. În primul și în primul rând verificăm partea de plafonare. Este prima care se aplică și aici spuneam că trebuie să ne uităm la prețul pe care clientul îl are în contract. Ca să ne încadrăm la plafonare, adunăm prețul pe energia electrică pură din factură, dar și celelalte taxe și tarife împreună cu partea de TVA. Dacă suma acestora depășește 0,8 lei, clientul se încadrează la plafonare. În exemplul nostru concret, putem observa că acest client este încadrat la partea de plafonare și a primit înapoi o sumă de bani calculată în funcție de consumul lui. Pentru partea de compensare, este necesar să ne încadrăm pentru luna februarie până la 500 de kWh consum. În cazul clientului nostru, acesta are un consum de 209 kWh pentru perioada 3 februarie-2 martie, deci o lună calendaristică facturată, ceea ce înseamnă că se aplică și partea de compensare. Drept urmare, în factură pe pagina 3, regăsim și aceste informații legate de compensare. Menționez că limitele spuse mai devreme se aplică pentru luna februarie, dar și pentru luna martie. Începând cu luna aprilie, vom avea o nouă schemă de sprijin care va fi decisă de către autorități.